Bine v-a regăsit în platoul emisiunii Bună dimineața, aici unde dăm întâlnire celor mai speciali și inspirați oameni. De această dată am plăcerea de a discuta cu Lena Karenina, invitata noastră, și o salutăm cu drag și îți spunem bine venit la noi. Bine v-am găsit, bună dimineața! Spune-mi, te rog, cum este artistul Lena Karenina? Cum te-ai descrie ca om, dar și ca artist? Hai să încep cu omul, cred că e destul de scurt și comprimat. Cred că sunt un om bun. Am învățat asta de la tatăl meu. Artistul din mine este o persoană pierdută în poezie, este o persoană super melancolică. Femeia din mine, care face parte din artistul. De fapt, dacă ar fi să vorbesc despre mine în cuvinte puține, nu aș putea. Ar fi ca o fotografie tratată în Photoshop, cum am mai spus despre chestia asta. M-aș lua pe leiere așa și m-aș descoase un pic. Și aș zice că este în mine un artist, o femeie, o mamă și apoi e și un copil foarte... E foarte mult acolo. În momentul când fac artă, trebuie să iasă toate cele patru direcțiile mele la vedere. Trebuie să le pun pe linie. Practic, ai fi și te-ai descrie ca o femeie complexă. Ca o persoană complexă, da. Ca o persoană. Deci femeia face parte din omul care sunt, da? Foarte frumos, foarte frumos. Mulțumesc. Și artistul? Artistul din mine este omul care se uită întotdeauna într-o direcție diferită față de ceilalți ochi privitori. Nu-mi place să văd doar ceea ce este la suprafață. Îmi place să văd povestea din lucruri, îmi place să văd povestea din oameni, în primul rând, nu aceea pe care vor ei să mi-o arate, ci aceea pe care vreau eu să o scot de la ei, să o înțeleg și să o diger în felul meu. De fapt, cred că fac un fel de terapie personală prin fotografie și prin oamenii care îmi pozează, prin subiectele pe care le găsesc depozată, vindec părți din mine. Cred cu tărie lucrul ăsta și asta fac terapie pentru mine. Așa a început. Foarte frumos, foarte frumos. Acum, cred că mi-a venit așa o curiozitate. Uh-huh. Spune-mi, te rog, cum crezi tu că această pasiune a ta, devenind job, din ce am înțeles, pentru că noi ne-am cunoscut puțin înainte și am povestit, da. Hai să spunem și telespectatorilor noștri, această pasiune a ta, să ne povestești mesajul pe care îl ai. Ce vrei să transmiți oamenilor? Ce evenimente îți plac? Unde evenimente... te regăsești cel mai frumos? Cel mai frumos mă regăsesc în lucrurile autentice. Da? Dacă ar fi să transmit ceva oamenilor, ar fi să fie autentici, să încerce întotdeauna să fie ei înșiși prin tot ceea ce fac, prin tot ceea ce caut în viață. Evenimentele la care particip, bineînțeles că la un moment dat autenticitatea sau tot ceea despre ce vorbesc eu, mai poetic sau mai boient sau cum vrei să o numești, se întrepătrunde, nu? Cu jobul. Jobul deja devine natura noastră prin care ne hrănim, ca să spun așa. Și atunci acolo intervin tot felul de compromisuri. Nu pot sfătui oamenii când mă duc la joburile mele. Ca și job, îmi place să fac petreceri private, nu-mi plac nunțile, nu fac nunți, nu sunt fotograf de nunți. Evit astfel de evenimente pentru că nu mi se par sincere, nu mi se par oneste, mi se par niște lucruri de fațadă, de momente care, da, sunt surprinse atunci, dar nu știu cât sunt de reale, de adevărate și atunci nu pot relaționa ca și artist cu ele. Pot să merg în compromis până la jumătate, dar de cealaltă parte a drumului mă trebuie să ajutată și de persoana care vine și dorește serviciul meu, da? Și sunt conștientă că nu găsesc oameni din aceștia foarte des, nu îmi doresc să-i găsesc, îmi doresc la fel să ne întâlnim la mijloc cumva, să se întâmple pentru un cocktail de stele și planete universale ceva. Și atunci, na, mi se întâmplă lucruri cum au fost și cel de astăzi, de exemplu, care mă bucură foarte mult. Dar da, cred că autenticitatea asta la baza fotografiei mele. Caut să nu fie nimic la fel ca ce am mai văzut. Așadar, cei care vor să te contacteze, ar trebui să aibă evenimente autentice, unice și cu o poveste. Păi nu, de asta spun, că e job acolo, intervin alte chestii. Și crezi că ele două se pot îmbina, partea ta, da, artistică cu partea pot. De job, zona pragmatică și emoțională? Se pot îmbina cu siguranță, da. Care crezi că este evenimentul ideal sau cel mai memorabil din viața ta ca și fotograf?
Pentru oricine sau? Doar pentru tine. Doar pentru mine. Care a fost cel mai important eveniment din viața ta ca fotograf pe care să-l spui până la bătrânețe? E de povestit nepoților? Nu știu dacă mă pot referi la un eveniment anume. De povestit nepoților stau ca dovadă multe fotografii pe care eu le am de familie. Adică de la a fi mama, a purta un copil, a avea ședințele acelea foto cu burtica și așa mai departe. E o poveste care se tot desfășoară. Toate proiectele mele pe care le am pe Instagram sunt pe termen lung, nu se termină niciunul dacă e să iau pe partea aia artistică pura mea, da? Am o serie despre femei, de exemplu, cred în autenticitatea feminină, cred în femei extraordinar de mult eu și în partea feminină a orice văd în jurul meu. Și atunci n-am cum să mă refer la strict un singur lucru pe care l-aș poza să fie autentic. Părerea mea este că găsești autenticitate în orice. Dacă vrei, dacă o cauți. Ce mi-ar fi mie mai ușor atunci când mă duc la un job este să fii și oamenii cât de autentici cu mine odată, să înțeleagă, să perceapă lucrul ăsta. Încerc să-i fac să vadă că și eu înțeleg și să mă înțeleagă și ei pe mine, să fie un fel de schimb, pe schimb. Asta înseamnă că tu ai o mică superputere prin care vezi dincolo de aparențe. Mulțumesc! Cum faci asta? Sper să ai dreptate. Cu siguranță. Cum faci asta când pui mâna pe cameră, te-ai dus la eveniment, te-ai dus într-un context și, practic, aparatul de fotografiat e filtrul tău prin a vedea dincolo de aparențe? Crezi că te ajută sau e doar o chestiune care ține de tine personal? Mă ajută să fiu în spatele camerei. La început mă speria foarte mult, pentru că lumea se speria foarte mult, ori era o chestie că eu mă speriam și transmiteam și primeam înapoi același lucru. Nu știu să-ți spun exact. Se speriau de cameră, de parcă aveam un pistol în mână sau ceva. Am învățat, tot mergând la târguri și în diverse locuri unde sunt mai mulți oameni, să am curajul de a intra și de a relaxa oamenii, pentru că toți au instinctul de a poza, de a face... De a se inhiba și mai sunt într-o stare naturală. Scoate zâmbetul stereotip, alții sunt ori cu spatele, depinde, da, fiecare cum reacționează în fața camerei. Și atunci, ceea ce le spun tuturor peste tot pe unde mă duc, eu nu trebuie văzută, eu nu pozez, eu nu sunt aici. Mie îmi plac oamenii naturali. În starea lor naturală. Da, nu vreau să-mi pozeze nimeni. Foarte frumos. Dacă foarte ar fi frumos să-mi pozeze cineva, merge la un studiu și atunci. Acolo e ceva nu mai devine, da, acolo ar fi altceva, altă poveste. Nu este eveniment acolo. Ce sfaturi ai da unui tânăr care ar vrea să se apuce de fotografie, dar să respecte cumva misiunea pe care o ai tu și mesajul tău, dacă ar fi să-l transpui și celorlalți mai puțin experimentați? Deci o persoană care vrea să se apuce de fotografie, fie că e tânără, fie că nu, o sfătuie să învețe în primul rând să danseze. Și îți spun și de ce. Pentru că fotografia se face foarte mult din picioare. Alt sfat foarte important, nu arma importantă, ci războinicul, da, asta e o vorbă, mi-a spus-o și mie cineva. Și este foarte adevărat, nu contează cu ce faci fotografie. Poate să fie un telefon, poate să fie un aparat vechi de nu știu când. Dacă știi să te miști pe picioare, să dansezi cu camera în mână, dacă știi să te mulezi, să te duci, să prinzi, să fii acolo tot timpul când prinzi un moment, pentru că mai este și stereotipia aia că știi, fotograful întotdeauna e acolo la momentul potrivit. Nu, eu pot să stau într-un loc și tot văd un moment potrivit. Dacă mă pun în genunchi, văd momentul potrivit. Dacă poate stau sus sau trebuie să mă dau într-o parte cumva, trebuie să știi cum să te miști după oameni. Și după ceea ce pozezi, ceea ce vezi tu. Deci trebuie în primul rând să cauți acea autenticitate. Ce vrei tu să faci? Ce vrei tu să scoți într-o poză? Eu vreau să fotografiez paharul, ca să spun. Eu mă apuc să fotografiez paharul, dar n-ai să vezi nimic mai mult decât un pahar cu apă. Dacă vreau să scot reflexiile din pahar, ce-mi transmite, să-ți creezi o senzație de sete, atunci mă apropii, fac și bulele, poate un close-up, altceva. Chiar asta era următoarea mea întrebare. Mă bucur foarte mult că ai punctat și se pare că ne-am conectat fără să discutăm dinainte și asta e minunat. Spune-mi, te rog, la un eveniment, în orice context, în momentul în care fotografiezi, care sunt punctele principale pe care vrei să le scoți în evidență? Cum faci
să filtrezi lucrurile, să te duci într-un context și să-ți faci ca un desfășurător. Care sunt punctele tale principale pe care le cauți la un eveniment? La un eveniment întotdeauna am grijă cu o seară înainte să-mi pregătesc ghirul, da. Eu sunt o persoană foarte minuțioasă. Foarte minuțioasă, da. Am grijă înainte să ies din casă să mă iau pe mine de mânuță, mă iau frumușel așa și zic că noi mergem, nu contează ce e acolo, suntem pregătite. Apoi când ajung acolo, în primul rând, am o chestie mică pe care o fac de când eram copil, să citesc lucrurile invers. Și îmi place să iau cap-coadă și evenimentele și lucrurile pe care le fac, până și acasă când fac ceva. Mă uit mai întâi în locurile în care nu se uită nimeni, iau de acolo, pătrund în ele și apoi ajung la suprafață, când simt că am prins toate detaliile, tot ce am nevoie, un material la o haină sau, eu știu, cum a fost la târg, de exemplu, la duminică, la ea și cufărul. M-am dus aproape, am stat de vorbă cu oamenii, mi-au dat o anumită vibrație, apoi le-am făcut și o poză. Spre sfârșit am concluzionat făcând niște poze cu organizarea și cu persoanele care, bineînțeles, au fost implicate, dar ajung la urmă la punctul ăsta. Da? Deci mai întâi îmi trebuie, e ca și cum ai avea desertul la sfârșit, te bucuri, ai luat o masă copioasă și apoi ai un desert. E mișto. Foarte frumos! Într-adevăr, acesta este un punct foarte important pe care orice fotograf de eveniment trebuie să-l înțeleagă. Uh-huh. Și anume că tu ai mai multe elemente într-un eveniment. Ai publicul, ai locația, ai produsul, uh-huh, dar să nu uităm de cei din spate care lucrează, pentru că, corect, datorită lor acel lucru se întâmplă și nu trebuie să-i uităm. Trebuie să-i aducem în față ca oamenii să cunoască ce au oferit, să le aducem credit, să dăm cezarului ce al cezarului, și asta este minunat. Asta este minunat. Și puțin fotografi reușesc să facă acest lucru. Cum ai reușit performanța asta? Bănesc este o sinteză a artelor. Deci eu am studiat arte toată viața mea, provin și dintr-un background destul de boiem, ca să zic așa, pe la mine pe acasă mai mulți artiști, nu o să elaborez acum. Este important să știi să faci muzică, să știi să faci arte plastice, pe urmă să ai un pic de idee și de teatru și de dans, după cum spuneam. Am trecut un pic prin toate, nu am aprofundizat. Eu cred că acum aprofundizez prin fotografie toate lucrurile astea. Și bineînțeles, când mă duc la un eveniment, nu pot să ignor muzica ce se aude, nu pot să ignor platourile de mâncare, dacă sunt făcute într-un anumit fel. Văd lucrurile astea pentru că am o sensibilitate către artă, care cred într-adevăr că este aparte față de o persoană care face un singur job toată viața, care e focusată doar pe muzică, știi cum e la muzicieni, la teatru, la oamenii care stau pe scenă de obicei, ei au un protagonism pe care eu sunt geloasă de multe ori, aș vrea să fiu așa protagonist ca ei, nu pot. În același timp mă bucur de spațiul ăsta pe care l-am în spatele camerei, în fundal, nu? Pentru că îmi permite să văd când omul zâmbește, când vorbește, când mișcă diferit, când face ceva, când e natural, când nu. Da, e un spirit de observație mai amănunțit. Și acum că ne apropiem de final, aș vrea să-ți pun o întrebare. Crezi că experiența te ajută să ajungi la această complexitate despre care tu vorbești în arta fotografiei, în arta de a fi în evenimente, de a scoate în evidență acele lucruri? Crezi că experiența își pune amprenta sau e vorba doar de instinctul nativ? Cât la sută este experiență, cât la sută este talent? Wow, asta cred că e un 50-50 în măsură egală. Noi cum să le vin împreună, pleacă împreună. Pentru a oferi ceva complex. Da, acum ca o mică paranteză așa, nu sunt întotdeauna pe deplin mulțumită. Adică 1% din mine e întotdeauna nemulțumită de rezultatul pe care îl ofer. Și cred că asta mă face în continuare să vreau mai mult de la mine, în primul rând, da? Deci nu e... nu le pot separa. Astea două vin împreună. N-ai cum să le separi. Dacă ar fi să le pui în procente, dar nu egale, dacă ar fi să le separăm, pentru că a fi egal înseamnă un anumit echilibru,
Cât este talentul când te apuci de fotografie, de eveniment și cât la sută este experiența care te ajută să atingi culmile profesionale, să atingi un rezultat mulțumitor atât pentru tine, cât și pentru ceilalți, pentru că este un produs care este pentru alții, nu numai pentru tine. Pentru tine e o parte, dar ceea ce faci tu prin munca ta este un serviciu dat comunității și publicului respectiv. Corect, da. Deci este foarte greu să răspund la asta, pentru că cred că am și talent, dar am și foarte mult muncit pentru asta, de aia ne-am pus... Probabil aș alege talentul într-un procentaj mai mare și zic și de ce, comparând cu alte persoane pe care le mai știu, artiști care fac arta, nu contează de care, au mai multe șanse să trăiască din arte cei talentați, da? Decât cei foarte muncitori. Decât cei, da, pentru că munca mai greu se pune osul la treabă, ca să spun așa, da? Deci multă lume renunță, dar cei care sunt talentați nu renunță, dar nici nu muncesc extraordinar de mult, asta vreau să spun. Trebuie să fie... Și dacă vrei să atingi performanțe, că despre asta vorbim și este un subiect foarte important, orice ai face, că este fotografie în cazul tău, de eveniment, că alegi să te duci la anunți, sau indiferent de tipul de eveniment sau orice ai vrea să faci, da, cred că este important să avem și foarte, foarte, foarte multă muncă în spate. Adevărat. Pentru a ajunge la o complexitate dincolo de execuție. Tu ce părere ai? Sunt de părere că oricum ar fi, munca este fără dor și poate extraordinar de importantă în tot ceea ce facem. Da? Deci ca să concluzionez așa, nu mai vorbim despre fotografie, ci fiecare om trebuie să muncească la el, la ceea ce face și pentru comunitate. Asta e minunat, ai punctat foarte bine și ne apropiem de finalul emisiunii. Aș vrea să ne spui un gând pentru noi și pentru telespectatorii noștri. O să vă spun să iubiți femeile, pentru că sunt exact ca florile. Cresc și înfloresc în funcție de grădinar, de cât de multă apă le dă. Fantastic, e minunat. Îți mulțumesc foarte mult pentru deschidere, pentru prezență. Mi-a făcut o deosebită plăcere. Îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi în această dimineață și pe final o să te rog să le spui telespectatorilor noștri unde te pot găsi. Pe mine mă găsiți pe Instagram, în primul rând. Am acolo Lena Karenina Barajos Studio. Sau pe Facebook, la Lena K. Photography. Mă găsiți și la numărul de telefon pe care îl veți vedea în paginile mele. Și cam atât. Cred că e destul de găsibilă. Așa. Mulțumesc pentru deschidere și pentru plăcerea cu care vorbești despre tine. Îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră și te mai așteptăm cu mare drag. Alături de mine a fost Lena Karenina și în continuare mergem mai departe.